Iisus, când singur zăceam la pământ și să mă ridic nu reușeam. Dacă tu n-ai fi fost să-mi întinzi mâna ta, m-aș fi zbătut ca un val dus de vânt pe ocean. Numai tu mi-ai adus bucuria când uitasem și să mai zâmbesc. Tu, Iisus, m-ai salvat și curajul mi-ai dat să trăiesc. Am fost căsătorit, Dumnezeu mi-a dorit 3 copii, divorțat, am plecat, am luat-o cu calea, pe calea asta rea, cu alcoolul, cu țigări, cu băutură, am mers, am ajuns să rămân fără casă, fără servici, umblam pe străzi și mergând pe străzi așa, Dumnezeu a scos în cale un frate care m-a întrebat, că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu și a spus că să-L cunosc pe Dumnezeu și mi-a spus că ies în centru creștin la Buzău. Și am mers cu el la Buzău acolo. Am stat o perioadă de 4-5 luni pe care am lucrat și am dat de ispită de alcool ăsta. Am luat-o cu băutura din nou. Și de rușine am plecat înapoi pe străzi. A stat o perioadă de vreo 2-3 luni, după care Dumnezeu mi-a scos iar din nou în cale pe fratele și am spus că vreau să merg înapoi la Buzău, că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Și am venit înapoi aici. Am stat o perioadă de un an, am început să cunosc pe Dumnezeu, am început să mă rog, am început să cunosc, să citesc Biblia, după care Dumnezeu Dumnezeu m-a pedepsit cu o problemă la un picior. Am ajuns ca să am dureri mari. În perioada asta am încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului și după am încheiat legământul, am făcut o operație foarte grea și tot Dumnezeu a fost care m-a ajutat prin frații de la centru creștin God's Family am putut să mă operez și mulțumesc la Dumnezeu, după care am venit înapoi de la spital, am venit în continuare aici, am intrat să lucrez aici, să slujesc aici la God's Family, am ajutat Dumnezeu, de-am ajutat o persoană care nu mai eram cum am fost.
A lucrat mult Dumnezeu în viața mea. Și după aia am avut, Dumnezeu mi-a dat putere ca să slujesc aici la Gaz Family, să supraveghez frații care sunt, băieții care sunt aici în centru, cum am fost și eu altă dată. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această putere și doresc în continuare să merg pe calea Domnului. Doresc ca să Dumnezeu mi-a mai dăruit o soție cu care vreau să mă căsătoresc. O casă, hai. Și vreau să-i slujesc Domnului în continuare. Mulțumesc fraților de la Gaz Family, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc pentru tot ce a făcut în viața mea. Și doresc să-i dau slavă lui Dumnezeu în continuare. Amin. Frate Liviu, stau mai presus de orice în prezența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, pentru că așa a spus Domnul Iisus. Acolo unde sunt adunați doi sau trei, în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Cred în prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Frate Liviu, înaintea lui Dumnezeu, vreau să te întreb dacă, așa după cum spune în Sfânta Scriptură, că bărbații au datoria de a-și iubi nevestele, de a purta de grijă pentru familie, de a se îngriji pentru familie, vreau să te întreb dacă ești hotărât să împlinești acest cuvânt din Sfânta Scriptură. Amin. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, vreau să te întreb dacă ești hotărât ca legământul acesta al căsătoriei să-l duci pentru toată viața. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să ia aminte la acest amin pe care l-ai rostit. Dragă soră Anișoara, Sfânta Scriptură are sfaturi, îndemnuri și porunci. Și pentru bărbați și pentru femei. Vreau să te întreb dacă dorești să fii o soție, așa după cum spune în Sfânta Scriptură, o soție care să fie supusă, o soție care să se roage pentru soțul ei și care să îi dorească binele soțului ei. Ești hotărâtă să fii o astfel de soție?